Pentru că aparențele nu înșeală întotdeauna, am încercat să-l oprim. El a insistat, așa că iată-l. Are nevoie de toate aplauzele voastre, doamnelor și domnilor, Alexandru Vetișan! În tonul zilei de azi. Nu? Hai să ne concentrăm un pic. Bună! Salve. Nu vreau ca aparențele să vă inducă în eroare. Sunt moartea. Aici recunosc că ați avut... Eu sunt moartea. Aici recunosc eu că ați avut umor. Moartea glumelor! Bine ai venit. Ai venit cam târziu, crede-ne. Am mai avut 5-6 pretendenți. Urăți, mendeac. Dar eu după tine am venit. De fapt, nu am venit din proprie inițiativă. Am primit foarte multe sesizări la adresa ta. Am aflat că și tu m-ai căutat de vreo 2-3 ori. Nu te-am ignorat. Dar hamsterul lui Dorian Popa se accidentase pe rotiță și... Are hamster? Da. Ha-ha. E ordin de sus. Șeful vrea să te cunoască și, în plus, bufonul lui și-a dat demisia. Șeful are nevoie să râdă. Nu trebuie să faci și să spui absolut nimic. Doar stai în lift cu telefonul în mână. Invers, că mă fotografiez în oglindă. O rugăminte doar. Știu că ești obsesiv-compulsiv. Dacă se poate, să nu te apuci să faci ordine pe la noi. Ah, și încă ceva. Noi avem textele deja scrise. Dacă îți vine vreo inspirație, expiro. Ce? Mamă. Hai, te rog, pregătește-te, că mai avem 2-3 minute. Fă-ți-o, ce să faci, că tu cruce nu faci. Fă-ți-o și hai că o luăm la drum. Vai, scuze, Delea, că am zis cuvintele astea. Tu ești fată și ești delicată și drăguță și chiar? Dulce și sensibilă și degeaba. Credeam că veniseră după Bendeac. Nu știu dacă să vin după tine. Tu trebuie să trăiești, Delea. Tu trebuie să umpli sala Palatului cu concertele tale. Păi a reușit deja. Tu trebuie să trăiești pentru că economia insulelor Maldive s-ar prăbuși fără concediile tale săptămânale acolo. Scuze, nu funcționează gluma anterioară. Gluma anterioară nu funcționează pentru că i-a umplut deja. O mai umple odată. Refill. Ok, continuăm. Tu ești ca zânele din povești. Ce zic eu? Ești peste ele. Ce n-ar fi dat oamenii să o vadă pe albă ca zăpada făcând un twerk? Altfel era povestea. Asta e un roast. Da, clar, de la ce... Asta e roast. Nu e un roast, e un prost. Eu ce fac? Mai stau? Îmi trebuie. Eu am obosit în jobul ăsta. Lucrez 24... Îți iau locul când vrei tu. Lucrez 24 cu 48 și uneori mă cheamă și de acasă pentru urgențe. Eu le-am spus că e nevoie să mă înlocuiască cineva. Cineva cu chemare pentru meseria asta. Eu. Ți-am recomandat, Chelu. Mulțumesc. Ți-am văzut concertele și, sincer, sunt moartea. Bineînțeles, ca mine. Tu nu ești credincios și nu-ți plac preoții, dar ești cel mai bun la exorcizări. De unde știi asta cu exorcizări? Știm cu toți. Stai mă un pic, că nu-i corect. Când lucrezi la o emisiune, se duce dreacu tot. Și ți-ar fi mai ușor să-l iei pe Bendeac. Nu. El te admiră. Merge oriunde cu tine. Mă scuzi, n-am antrenament. E nevoie de un bărbat în meseria asta. Păi, tu ești o femeie, că ești moarte. Odată au trimis după Bendeac o colegă și s-a întors. Nu se mai poate așa. Lucrurile trebuie să aibă o finalitate. Mihai, Delea, Chelu, acum, aici, în direct. Speram că mă împuști. Îmi dau demisia. Cât de greu poate să fie? N-a murit nimeni din asta.
parcă te-am mai văzut undeva. Și-a plecat în Maldive, nu? Asta. În moment...